Cătălin Dumitru Sanda, student în anul 5 la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, diagnosticat cu tumoră de glandă pineală, a decedat duminică 25 decembrie în prima zi de Crăciun. Tânărul din Bustuchin a fost greu încercat de soartă. În luna octombrie, acesta a fost diagnosticat cu tumoră de glandă pineală, singura lui șansă la viață fiind o intervenție chirurgicală în Turcia. Multe persoane care îl îndrăgeau pe băiat s-au mobilizat în ideea strângerii de fonduri pentru operația acestuia. Prietenii tânărului au mers inclusiv la de fotbal dintre fece Universitatea Craiova 1948 și fece voluntari de la Târgu Jiu cu urne printre spectatori pentru donații. A fost organizat chiar și un concert caritabil. Din păcate, în prima zi de Crăciun, Cătălin a pierdut lupta cu boala. Apropiații săi au postat pe rețelele de socializare mesaje încărcate de durere.